pentru ziua de marți, mesajele cărților de tarot pentru voi vine de la acest 3 de săbi, urmat de un 7 de monede și acest 2 de monede. Dragii mei, asta este o etalare generală, da, sper că e clar asta pentru toată lumea. Și astăzi cărțile de tarot vor să vorbească foarte clar, să comunice cu o anumită categorie dintre voi, și anume o categorie care deja de multă vreme tot suferă, care de multă vreme nu reușește să renunțe la o durere, la o trădare, la toate aceste emoții negative care vin atunci când oamenii din jurul tău poate te trădează sau ai fost înșelat sau înșelată într-o relație sau s-a întâmplat ceva în viața ta, poate să fie în viața personală sau viața profesională, ceva care te-a durut foarte mult. Aici e o durere foarte mare în trecutul tău, dar ce vreau să înțelegi, că motivul pentru care n-ai reușit să treci peste acest moment dureros din trecut este fiindcă tu continui în plan mental să tot hrănești această energie, să tot hrănești această amintire, da? Nici tu nu ești pregătit sau pregătită să renunți complet. De ce? Fiindcă dacă renunți la mentalitatea de victimă, pe urmă trebuie să începi să lucrezi la pasul următor, capitolul următor din viața ta. Și pentru foarte mulți oameni este foarte confortabil să rămână în mentalitatea asta de victimă, să se tot plângă. De ce? Pentru că e o variantă foarte ușoară de a primi atenție, de a primi confort, da? Că dacă tu ești persoana care a fost rănită, tu ești persoana care a fost nedreptățită și te tot plângi, da, lumea o să-ți dea dreptate și o să zică, vai, săracul sau săraca, uite ce a pățit. Dar pe termen lung, rămânerea în acest cerc vicios, ce face de fapt? Te împiedică să te dezvolți, te împiedică să crești. Și chiar dacă trădarea, pentru foarte mulți dintre voi, trădarea văd că a fost aici în viața privată, fie în relația de cuplu, fie într-o relație de prietenie, ghiși ce? Faptul că tu n-ai reușit să treci peste acest moment, ție îți aduce pierderi în plan financiar. Nici nu-ți dai seama acum că aici ițele sunt atât de încâlcite și e greu să ajungi de la punctul A la punctul B, dar energetic vorbind, spiritual vorbind, aici e o legătură clară. Cărțile de tarot mi-o arată foarte clar, foarte răspicat. Aici este o corelare directă între faptul că tu nu reușești să treci peste această trădare și faptul că, din punct de vedere financiar, nu ești mulțumit sau mulțumită la momentul actual. Cărțile de tarot îți mai spun un lucru. A trecut suficient de mult timp. E momentul să începi să te vindeci. Dar, fiți foarte atenți la ce urmează să spun aici. Este alegerea ta dacă vrei să ieși din energia asta sau dacă mai stai aici și îți mai plângi de milă. De ce? Fiindcă noi avem liberul arbitru. Da? Și e alegerea ta cu care din aceste două monede jonglezi. Cu moneda vindecării, cu moneda abundenței, cu moneda care îți aduce fericire sau dacă mai stai puțin în energia asta de victimă și jonglezi în continuare cu această monedă, da, joci această monedă, acest as toxic, îi spun eu, da? Asta e părerea mea. Acum fiecare face cum consideră. Bun, dragii mei, sper că v-a fost de folos acest mesaj. Dacă vreți interpretări mult mai detaliate, mult mai personalizate, mergeți pe canalul meu de YouTube, la etalările săptămânale pe zodi, la cele lunare pe zodi. Acolo intrăm în mult mai multe detalii. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem și mâine. Pa, pa!